24 februarie. Cea mai înaltă exercitare a puterilor noastre. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ioan 17:3. Cea mai înaltă exercitare a puterilor omului constă în a înțelege pe Dumnezeu și în a se bucura în El. Aceasta se poate dobândi numai când afecțiunile noastre sunt sfințite și înnobilate de Harul lui Hristos. În Hristos a fost strălucirea slavei Tatălui Său, expresia chipului persoanei sale. Mântuitorul nostru a spus: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ioan 14:9. În Hristos este viața sufletului. Noi găsim viața prin predarea inimilor noastre Lui, prin silințele noastre serioase și pline de afecțiune după perfecțiunea sa, prin căutările noastre pline de zel pentru slava sa. În părtășie cu el, noi mâncăm pâinea vieții. Când permitem lucrurilor de o importanță minoră să ne capteze atenția, să ne facă să uităm de Hristos, să ne întoarcem de la el pentru a accepta altă companie, atunci ne așezăm picioarele pe o cale care ne îndepărtează de Dumnezeu și de cer. Hristos trebuie să fie obiectul central al afecțiunilor noastre și atunci vom trăi în El. Atunci vom avea Spiritul Său. În ce constă strălucirea cerului? În ce va consta fericirea celor răscumpărați? Hristos este totul în toți. Ei se vor uita uimiți și nespus de încântați la mielul lui Dumnezeu. Ei nu-și vor putea opri cântările de laudă, măreață și de adorare față de acela pe care l-au iubit și căruia i s-au închinat aici. Ei au învățat și au început să cânte cântecul acela pe pământ. Ei au învățat să se încreadă în Iisus în timp ce formau caractere pentru cer. Inimile lor s-au armonizat cu voința sa aici. Bucuria lor în Hristos va fi proporțională cu dragostea și încrederea pe care au învățat să-și o manifeste în El aici. Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna în gândurile noastre. Noi trebuie să avem legătură cu El în timp ce mergem pe cale și în timp ce mâinile noastre sunt în lucru. În toate hotărârile și îndeletnicirile vieții, noi trebuie să întrebăm: ce vrea Domnul să fac eu? Cum aș putea să îl mulțumesc pe acela care și-a dat viața ca răscumpărare pentru mine? Așa putem să umblăm cu Dumnezeu, cum a făcut-o Enoch în vechime, și putem avea parte de dovada pe care el a primit-o, că el a mulțumit pe Dumnezeu.